Filiala județeană a Partidului Național Liberal Hunedoara s-a alăturat și ea mitingului organizat în toate municipiile reședință de județ pentru susținerea moțiunii de cenzură împotriva guvernului Ponta. De ce ați venit astăzi la această manifestare? Am venit ca și colegii din întreaga țară de a susține dreptatea și normalizarea României. Vedeți că se va schimba ceva? E necesar să se schimbe, că nu se va schimba astăzi, eu sper astăzi, cred în schimbarea în bine în României, plecarea lui Ponta e necesară. Este inițiativa la nivel național de a susține moțiunea de cenzură inițiată de Partidul Național Liberal. Suntem aici într-un număr destul de mare ca să sprijinim această idee. Considerăm că România anului 2015 are nevoie, la momentul actual, de o cu totul și cu totul altă guvernare. Am venit în primul rând să susținem moțiunea de cenzură depusă de către Partidul Național Liberal, moțiune în care noi credem. Votul din 16 noiembrie a dovedit că este imperios necesar să se rezolve problema diasporei, însemnând această rezolvare, însemnând votul prin corespondență. Și poate mai mult decât atâta, este și un exercițiu pentru noi ca partid să vedem dacă suntem un partid, un singur partid, un partid unit, un partid puternic, un partid cu un singur mesaj, cu o singură credință, care se conturează și nu numai că se conturează, s-a constituit clar ca o alternativă față de PSD. Astăzi am venit la această manifestare pentru a susține moțiunea de cenzură depusă astăzi la București de către Partidul Național Liberal. Credeți că va schimba ceva? După cum arată aritmetica din Parlament, nu cred că această moțiune va trece, dar cred că va avea un efect în special asupra cetățenilor simpli din această țară care nu vor mai accepta să fie manipulați, să fie batjocoriți, cum au fost până acum, de guvernul condus de Victor Ponta. Înarmați cu pancarte, peste 200 de oameni s-au strâns astăzi în Deva, în fața prefecturii, unde au scandat lozinci împotriva actualei echipe guvernamentale. Demisia! Demisia! Jos Ponta, jos! Ești un mincinos! 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 Ponta, nu uita! Hunedoara nu e a ta! Ponta, nu uita! Hunedoara nu e a ta! Ponta, nu uita! Hunedoara nu e a ta! Mitingul pentru susținerea moțiunii de cenzură împotriva guvernului Ponta s-a desfășurat în timpul dezbaterii moțiunii de cenzură în Parlamentul României.